Optimism și în România, cele mai bune cifre de 7 luni încoace pentru o zi din cursul săptămânii. După aproape 2 luni, Bucureștiul e gata să iasă din scenariul roșu, adică restaurantele și cafenelele se pot redeschide la interior la 30% din capacitate, la fel și terasele, cinematografele și cazinourile. Decizia oficială nu a fost luată încă. Avem o scădere a numărului de pacienți spitalizați. Nu mai există pacienți care așteaptă în camerele de gardă pentru a fi preluați în secțiile de terapie intensivă. Pe de altă parte, România are o problemă legată de persoanele vulnerabile. Faptul că avem în continuare mortalitate ridicată, faptul că avem mulți pacienți în terapie intensivă, ne arată că persoanele vulnerabile nu au fost imunizate.